A devenit deja o tradiție ca pe 8 septembrie la Milișoud să aibă loc Festivalul Verzei. Și la ediția din acest an au participat artiști locali, tinere talente locale, dar și interpreți consacrați, precum Margareta Clipa și Ovidiu Homorodan, alături de Taraf. Spre seară, spectatorii s-au mai putut bucura de dansuri țigănești și recitalul formației Blue River. Cei mai destoinici gospodari din orașul Milișăuț, dar și din satele arondate acestuia, au fost premiați de către administrația locală. Astăzi este o mare sărbătoare, hramul bisericii al orașului Milișăuț, bisericii noi care s-au făcut cu truda dumneavoastră, cu truda gospodarilor. Vreau să urez la mulți ani tuturor Mariilor, Marian, cine poartă numele din naștere, să vă zic la mulți ani. Noi am luat pe o cale cum am început cu Festivalul Verzii, așa să începem și cu înfrumusețarea gospodăriilor, în fața gospodăriilor. Am luat acum, începem cu drumul național, că mulți turiști circulă prin localitatea noastră și gospodinile care, unii, nu toți, care stau la drumul național, au arătat harnicia lor, care au plantat flori în fața porții, mințin curățenii, decât și frumoasele murături, harnicia lor, care se poate vedea și toată lumea vede care trece prin localitatea noastră. La eveniment au participat numeroși primari din zonă, dar și subprefectul Silvia Boliacu. Festivalul Verzei a fost organizat de către Primăria și Consiliul Local Milișăuți.